Miercuri și joi în Argeș s-au disputat într-o singură manșă sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. Faza județeană Cesăruca este singura echipă din zona Mușcel care s-a calificat în semifinale după victoria obținută pe teren propriu 2-0 cu Victoria Buzoiești. Au marcat Gabriel Jenaru și Andrei Vălimăreanu. A doua reprezentantă a zonei Mușcel, Gloria Berevoiești, a fost învinsă de ocupanta locului 2 în divizia D. Vă prezentăm rezultatele acestei faze. Real Bradu, Gloria Berevoiești 3-1, Voința Budeasa, ASE Colibași 3-2, Rapid Pitești, Delere Pitești 2-3 și CS Rucări, Victoria Buzoiești 2-0. Așadar, singura reprezentantă a zonei Mușcel, CS Rucări, este și singura echipă din Liga a 5-a calificată în semifinalele Cupei României, faza județeană, alături de Real Bradu, Voința Budeasa și Delere Pitești. Vizitează sportinmuscel.ro, site-ul departamentului sport al postului de televiziune Mușcel TV. Știri? Rezultate? Clasamente, fotografii și în video. sportinmuscel.ro. Sportul în Mușcel, secundă cu secundă. În runda cu numărul 21 a diviziei de la fotbal, singura reprezentantă a zonei Mușcel în acest eșalon, Gloria Berevoiești, va juca pe teren propriu, urmând să întâlnească Victoria Buzoiești. Vă prezentăm programul acestei runde. CSC Suseni, ACS Costești, Sporting Pitești, ASE Băiculești, ASE Poiana Lacului, Voința Budeasa, CS Mioveni 2, ASE Colibași și, așa cum spuneam, Gloria Berevoiești, Victoria Buzoiești, meci programat pentru duminică de la ora 11 pe stadionul din comuna Berevoiești. Și tot duminică de la ora 11 este programată și ultima etapă din sezonul regulat în seria Nord a campionatului județean. Se va juca după următorul program: Partizanul Vlădești, Vulturii Vulturești, ASE Godeni, Flacăra Boteni, Petrolul Hârtiești, Cimentul Valea Mare Pravăț, ASE Dragoslavele, ASE Schitul Golești, Unirea Bughea de Jos, ASE Cetățeni și în derbiul etapei ASE Lerești, CS Rucări, meci programat pe stadionul municipal din Câmpulung.